Actualul regional începe. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Grația Moldovan. Două subiecte pentru astăzi. În prima parte discutăm despre managementul stresului la români, ce este stresul, efectele stresului, dar de ce nu și evaluarea nivelului de stres. Discutăm toate acestea cu un specialist în prima parte, iar în a doua parte vom discuta despre literatura pentru copii, un concept extrem de discutat, dar în aceeași măsură și contestat, pentru că depășește oarecum granițele literaturii clasice. Vom discuta și despre acest subiect cu un scriitor. De asemenea, ne vom întreba ce cărți sunt recomandate pentru copiii noștri. Mergem la primul subiect extrem de important. Știm cu toții că devenim din ce în ce mai stresați de vremuri, de timpuri. Stresul este, până la urmă, o situație destul de complicată prin care o persoană, să spunem, ar fi copleșită de anumite probleme, nu poate să le depășească și aceste probleme ar fi problemele cotidiene, problemele de zi cu zi. Cum găsim resorturi pentru a depăși aceste probleme? Aflăm de la și multe alte lucruri, evident, de la domnul Zoltán Vereș, specialist în dezvoltarea inteligenței emoționale. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență! Bună ziua tuturor și eu mulțumesc pentru invitație. Am încercat să creionez o definiție pe care cu siguranță mulți o știu, aceea de a, spunem tot timpul, când venim de la muncă, chiar la muncă când suntem stresați din vazi motive. Acest stres putem să-l depășim ușor, mai greu? Cum vedeți acest concept al managementului stresului la români? Sigur, nu doar românii trec prin perioade de stres, ci, mai cu seamă, noi o trăim acum și din alte motive care țin de cel mai multe ori și de partea financiară, de ce nu. V-aș ruga să dați o definiție a managementului stresului la români sau cum îl vedeți dumneavoastră? Păi, în primul rând, e important să înțelegem că stresul este o stare și este o stare naturală, aș zice, pentru creierul nostru. Doar că în acest moment, în istoria umanității, noi am evoluat foarte mult la nivel de tehnologie și la complexitatea informațiilor, complexitatea situațiilor cu care ne confruntăm, dar creierul nostru emoțional a rămas la nivelul de funcționare a unor principii foarte simple, biologice. Adică viața noastră, unde, pentru care e pregătit creierul nostru emoțional, este stau în peșteră, ies un pic, vânez, acolo sunt stresat cât sunt afară și vânez, după care am rezolvat problema, mă întorc înapoi în peșteră, sunt în siguranță. Și stresul este o stare naturală, pentru că este un răspuns la orice formă de amenințare sau orice formă de necunoscut, orice formă de presiune, să zicem, dar a devenit atât de stresantă toată problema asta la nivel de societate, pentru că avem mult mai mult stimul decât cu ce poate să se descurce, să zic așa, creierul nostru. Și atunci, managementul stresului devine ceva ce ar trebui făcut în mod constant, adică nu ni se adună stresul. Acum, imaginați-vă ce stare au acei alergători de cursă care stau și așteaptă semnalul de la pistol, da? Te încorzi așa maxim și aștept să iei startul pentru că trebuie să alergi pentru ceva, trebuie să depui un efort pentru ceva. Ei, tensiunea aia în corp nu este o problemă, la fel și stresul nu este o problemă dacă durează câteva minute, poate câteva ore. Dar în momentul în care de dimineață până seara ne stresăm și sunt tot felul de stimuli pe care nu știm să-i gestionăm, atunci stresul respectiv devine nociv. Și managementul stresului, până la urmă, se reduce la cele trei componente din care noi suntem construiți așa în mare. Este partea emoțională care vine cu răspunsul ăsta, cu stresul. După este partea cognitivă, gândurile, cu care noi putem ajuta creierul nostru să gestioneze stresul, măcar să nu dramatizăm, să nu adăugăm la stres. Și corpul fizic în care se adună stresul, în care se adună tensiunea. Și atunci, managementul stresului devine un proces constant, aș putea spune, în care noi avem grijă de modul în care gândim și să avem grijă de corpul nostru fizic. Adică, inclusiv când se adună tensiunile, să avem grijă cum ne relaxăm, acea mișcare binecunoscută pe care ar trebui să o facem fiecare. Alergatul în sine este un proces de management al stresului și sunt foarte multe metode pe care le putem folosi. Fiecare dintre noi avem metodele prin care să ne descurcăm. Problema este că mintea noastră ne încurcă cel mai tare. Domnule Vereș, sunteți specialist în dezvoltarea inteligenței emoționale. Emoția face parte din firescul nostru și în aceeași măsură putem spune că alternativele, starea de tensiune pe care o acumulează omul și o denumim sub această formă de stres, e un lucru extrem de nociv din punct de vedere al sănătății. Tocmai de aceea știința evoluează, neuroștiințele merg mână-mână și atunci se spune că s-ar găsi un fel de antidot. Un antidot ar fi ceea ce se caută foarte mult pentru a se descoperi în zona aceasta de stres și a se înlătura efectele lui
extrem de nocive pentru sănătatea mentală, psihică, dar și cea fizică. Și prin dumneavoastră, acei specialiști în dezvoltarea inteligenței emoționale, care cumva ajutați prin emoția proprie să depășească omul acele probleme pe care le întâmpină sau alternativele care nu vin în mod firesc. Cât de greu este să luptați cu un astfel de om pentru a depăși stresul? Ce măsuri sunt efectiv împotriva stresului? Uite, un exemplu simplu. După câte o conferință vine la mine cineva și îmi spune: doctor, uite, eu sunt foarte stresată, cum să fac să nu mă stresez? Și eu întotdeauna întreb: cum faci să te stresezi? Și mulți nu înțeleg procesul, adică dacă tu vrei să găsești metodele care la tine funcționează cel mai bine, atunci va trebui să-ți dai seama cum te stresezi tu. Pentru că modul în care reacționăm fiecare la stimul, modul în care gândim fiecare, asta generează sau reduce stresul. Modul în care eu, de exemplu, îmi folosesc corpul fizic, dacă stau toată ziua în fața calculatorului încordat sau mă ridic din când în când și mă întind un pic măcar și nu las acel stres să se adune sub formă de tensiune, astea sunt metode foarte simple. Dar deci fiecare avem rutina noastră de fizic, ce faci în timpul zilei, și fiecare avem rutina noastră de a gândi elementele pe care le folosim ca să ne stresăm. Și atunci lucru cu orice om care este stresat și se îndreaptă deja către anxietate, că este următorul pas de altfel, lucru este să-și dea seama care sunt aceste rutine, aceste obiceiuri mentale, care sunt lucrurile pe care le iau și zic: oh my God, chestia asta e stresantă, Dumnezeu, ce pot să fac cu chestia asta, nu pot să gestionez, nu pot să controlez. Cum gestionăm aceste procese interioare și cum facem ca la nivelul corpului să nu adunăm aceste stresuri, să nu tot stăm așa încordați și când observ că ești încordat să faci ceva ca să te relaxezi. Și să știți că metodele sunt foarte simple. La un moment dat cineva spunea că ar trebui să ne instalăm niște metode de viață bună. Așa spunea cineva la modalitățile pe care le dădeam, pentru că sunt modalități de prevenire a stresului și cele care sunt gestionarea de moment. Prevenirea înseamnă multe lucruri mărunte, cum ar fi hidratarea. Simplu fapt că nu ești hidratat face să circule mai greu sângele în creier, ceea ce înseamnă că funcțiile superioare creierului vor intra mult mai greu în joc, adică autocontrolul, de exemplu, luciditatea, optimismul, cele care de fapt ne ajută să combatem stresul. Da? Un duș fierbinte seara te poate relaxa, poate să elimini o parte din stresul respectiv, o parte din tensiunea adunată. În momentul în care vorbești cu cineva, să nu preiei stările, să știi să gestionezi, să separi aceste stări, să zici: ok, ăsta este stresat, nu eu. Problema care este acolo nu este problema mea. Sau simplu fapt că nu te tot gândești: dar dacă se întâmplă chestia, dar dacă se întâmplă chestia, lucruri care nu sunt în imediata amenințare, să zic așa, existenței tale sau vieții tale, toate procesele astea de fapt fac parte din acest management al stresului. Și atunci fiecare om care vrea să gestioneze stresul, prima dată va trebui să studieze practic cum se stresează, ce gânduri are care stresează, care amplifică stresul, ce obiceiuri are care amplifică stresul și treptat, treptat să ne reeducăm până la urmă ca să putem să tolerăm tot stimulii ăștia care sunt foarte, foarte mulți în acest moment și care sunt un potențial stres pentru fiecare dintre noi. În afară de cele adăugate de dumneavoastră, putem spune că se poate depăși stresul până să se ajungă la o stare de anxietate, cum foarte corect ați precizat. Putem depăși prin conexiunea cu divinitatea, prin rugăciune, meditație, putem prin sport, dacă ne gândim la yoga, din nou un fel de conexiune. Ceea ce se întâmplă cu Dalai Lama, care din nou vine și prezintă tot felul de tehnici de respirație, de meditație, care ajută să depășim acest stres. Sunt ele valabile astăzi sau au rămas așa departe? Iar evaluarea metodelor sau a nivelului de stres, mai degrabă spus, de către un specialist, e un lucru mult mai palpabil și de asta ar avea nevoie românul de astăzi cu problemele lui. Să știți că toate metodele care activează funcțiile superioare ale creierului sunt metode de management al stresului până la urmă. Adică inclusiv meditația și rugăciunea și metodele de dezvoltare a inteligenței emoționale per se, adică gestiunea corpului, gestiunea minții, programare neurolingvistică, absolut toate pot să funcționeze și să reducă stresul. Fiecare dintre noi funcționăm diferit, fiecare dintre noi avem preferințe, avem un fel de a fi. Da? Și atunci fiecare dintre noi ar trebui să vedem care sunt metodele care sunt cele mai potrivite. Sunt unii care au un mental mai
să zic așa, mai activ și meditația nu neapărat li se potrivește pentru că nu pot să stea într-un loc. Acelora li se potrivesc mai degrabă metode care sunt de analiză mentală. Sunt oameni care sunt mai predispuși la sport sau fac mai ușor sportul, lor li se potrivește mai degrabă să facă sport pentru managementul stresului. Sunt oameni care sunt credincioși și mai degrabă își petrec timpul în aceste activități. Atunci ei ar trebui să practice aceste lucruri, dar este despre test, să vezi dacă funcționează, să vezi că într-adevăr ți-ai redus stresul și atunci după aia să dezvolți un obicei din chestia asta. Deci răspunsul este da, ele funcționează și știința începe să demonstreze prin din ce în ce mai multe studii, faptul că meditația, rugăciunea, toate aceste lucruri de conexiune ale funcțiilor superioare și chiar un pic mai sus, să spunem, funcționează. Doar că fiecare trebuie să ne dăm seama ce anume ni se potrivește cel mai bine în funcție de felul nostru de a fi. Avem o hartă a oamenilor, a românilor stresați, dacă ar fi să ne gândim la un județ anume, la o anumită zonă. De ce nu la o categorie de vârstă? Există o problematică anume, specifică, cu o anumită specificitate pentru unii dintre români, din punct de vedere al specialistului, care cu siguranță aveți foarte mulți români, oameni care vin la dumneavoastră în cabinet și le dați anumite, cum să spun, consultații, soluții. Da? Soluții. Știți că există un studiu care spune că liceenii din ziua de astăzi, deci copiii de la liceu, au nivelul de stres măsurabil. Stresul se poate măsura prin nivelul de cortizol, rezistența pielii și au nivelul de stres măsurabil la nivelul la care aveau pacienții în anii 50 care erau internați la psihiatrie. Deci dacă în anii 50 cineva avea nivelul de stres cum are acum în mod obișnuit un elev de la liceu, era internat la psihiatrie pentru că nivelul de stres era prea mare. Adică în acest moment, din punctul meu de vedere, tineretul, eu acum am 45 de ani, dar tineretul care înseamnă pentru mine undeva între 20-30 de ani, pentru că este expus foarte mult la stimuli, adică doar gândiți-vă ce înseamnă să dai pe Facebook scroll, dar foarte mult stimul, din care mult stimul au potențialul ăsta de a ne stresa, ei mi se pare că sunt cei mai expuși. Noi ăștia, generația anterioară, ne-am construit niște mecanisme, relații cu familia, relații cu divinitatea, relații cu prietenii, altfel, pentru că n-am fost acaparați de social media. Și atunci această generație consider că este cea mai expusă și, după cum spuneam, există și studii că de acolo încolo nivelul de stres doar crește după liceu. Fără doar și poate cu pacienții, între ghilimele, pe care aveți foarte multe discuții. Care este tipul de pacient cu care, să spunem, colaborați cel mai greu? E greu să îl face să se autodepășească din această perspectivă și să nu cadă imediat într-o latură extrem de periculoasă care poate duce în zona de psihiatrie, acea anxietate, acel sistem de a fi foarte anxios, nemulțumit în permanență cu tine, o răzvrătire permanentă care nu poate duce decât în această zonă de medicamentație. E o, cum să spun, o graniță foarte subțire. Liniște, da. Vă rog. Eu nu sunt psiholog și atunci nu mă ocup de cazuri patologice, chiar recomand celor care ajung la nivelul respectiv să meargă la un psiholog specializat. Eu sunt în zona de coaching, ceea ce înseamnă că ajut pe oameni să facă mai degrabă ordine în viața lor. Dacă se confruntă cu o problemă, îi ajut să vadă unde gândesc într-un fel care îi încurcă, să-i ajut să găsească soluții și metode ca să facă ordine în lumea lor interioară, în emoțiile lor și prin chestia asta să gestioneze stresul. Dar cel mai dificil, la mine ajung oameni în primul rând care vor, dar cei mai dificili sunt cei care spun că, domnule, eu vreau să-mi gestionez stresul, eu vreau să fiu mai bine, dar nu-și fac temele de casă. Adică nu fac nimic concret, acele exerciții, acele metode pe care ar trebui să le aplice în viața zi cu zi, nu le practică cu diverse scuze. Și bănuiesc că și cei care ne ascultă cunosc o grămadă de oameni care zic că vor, dar de fapt nu sunt dispuși cumva să depună eforturile. Aceștia sunt cei mai, cumva, mai dificili de lucrat, că trebuie să tragi mai mult de ei. Un ultim mesaj pentru români, cum să depășească aceste stări, până la urmă, de copleșire, da? Câteodată, care fără doar și poate ne vin la fiecare dintre noi, printr-un exercițiu simplu, dacă aveți chiar să ne dați o metodă simplă, dacă suntem la muncă foarte stresați, cum scăpăm în cel mai scurt timp de stres, chiar dacă ne spuneți că facem o rugăciune în sinea noastră, chiar dacă facem o mișcare fizică, ieșim afară sau ce credeți dumneavoastră, dar să fie ceva scurt și, cum să spun, care să dea rezultat imediat. Obiect. Păi sunt două nuanțe pe care le puteți combina. Unul este că atunci când ne stresăm, de fapt ne agităm fizic, ceea ce înseamnă că dacă te pui pe un scaun
și îți calmezi puțin respirația și începi să te relaxezi și gândurile tale sunt despre bun, ce am de făcut următorul pas, ce am de făcut următoarea acțiune, știu că mă stresează multe alte chestii, dar următoarea acțiune este în atenția mea, ăsta este un proces care se poate face oricând, imediat. Da? Deci ăsta este un lucru foarte important, să reducem viteza fizică și să ne concentrăm pe următorul pas, următoarea acțiune, ca să nu ne împrăștiem după alți stimuli și asta poate să reducă instantaneu stresul. Evident, este greu când e stresat să faci asta, dar tocmai necesită un efort. Aceste pauze de conștientizare, de fapt, ne scot din reactivitate. Ne ajută să ieșim din acea reacție, acum mă duc acolo, acum mă duc acolo, acum fac aia. Și ne obișnuim creierul, practic, să ia pauze, să se liniștească. Cu cât facem mai des acest gen de pauze, cu atât mai ușor o să fie să devină un obicei și să nu mai stresăm și să ne calmăm mult mai ușor. Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi, pentru amabilitate și cu siguranță ne vom mai întâlni să dezbatem acest subiect extrem de important, mai ales în zilele noastre, despre managementul stresului la român. Zoltan Vereș, specialist în dezvoltarea inteligenței emoționale, mulțumesc încă o dată. Domnule și domnilor, trecem la subiectul 2 de astăzi și discutăm despre un subiect extrem de important, literatura pentru copii. Am spus un concept extrem de discutat, extrem de contestat, de ce nu, pentru că el oarecum trece această graniță a literaturii clasice. Ce cărți recomandăm copiilor noștri? De ce avem nevoie de o literatură de specialitate pentru copii extrem de puternică? Pentru că probabil răspunsul ar fi să-i formăm pe viitor, să le creăm o bază. Ne va ajuta să înțelegem acest subiect care de foarte multe ori nu este foarte mult discutat, dar noi îl abordăm cu domnul Petre Crăciun, scriitor. Bună ziua, domnule Crăciun! Bună ziua! Mulțumesc pentru participare. Vreau să vă întreb și chiar aș începe cu ce spunea George Călinescu, ca să intrăm așa puternic în discuție, care considera că specificul doamnelor și domnilor literaturii pentru copii este viziunea despre vârstă. Deci vârsta este în centrul preocupărilor unui scriitor pentru literatură de copii și citez acum: totuși, fondul etern va fi înfățișat copiilor într-o viziune specială, cum este de pildă aceea basmului. Dar basmul interesează, culmea, și pe omul matur. Am citat din George Călinescu, Cronicile optimismului, 1964. Cum am comentat, domnule Crăciun, frumos ce a spus George Călinescu despre viziunea care duce spre basm. Acolo ar duce această literatură de copii și e bine să ducă acolo. Cred că avem ceva probleme tehnice. Domnule Crăciun, dacă mă auziți, încercăm să refacem, să vă auzim mai bine. Colegii, o să-mi comunice, pentru că e foarte important să vă auzim ce spuneți, pentru că am zis, abordăm acest subiect al literaturii pentru copii și specificul său, că există o specificitate anume și pornisem discuția cu George Călinescu și acest citat din Cronicile optimismului 1964. Dacă suntem pregătiți să ne dați răspunsul, cât de greu vă este dumneavoastră, ca scriitor, să creați în permanență, să veniți cu plus valoare pentru a-i face pe cei mici să fie atrași de acest domeniu al cititului, mai ales pe părinți, de ce nu? Că spunea George Călinescu despre un lucru extrem de important, cred că dumneavoastră mă auziți și n-aș vrea să vorbesc eu foarte mult, ci... Da, n-aș vrea să vorbesc eu foarte mult și dumneavoastră. Dacă ne auzim, vă rog să-mi dați răspunsul acum. Pentru că eu scriu basme și povești de 30 de ani, practic din 1990-91 sau actuală, am adunat o antologie de 100 de basme și povești. George Călinescu spunea foarte bine, pentru a apărea la citatul dumneavoastră, că basmele sunt adresate și copiilor, dar și celor mai în vârstă, pentru că și basmele sunt diferite. Sunt povești care se adresează la copiii de vârstă mai mică și sunt foarte, foarte complexe, care se adresează unor categorii mai înainte, ca să zic așa, adolescenților, sau persoanelor adulte. Literatura pentru copii la noi, păcate, nu are atenția de care ar trebui și ar trebui să aibă mult mai mare, inclusiv din partea critici, din partea, eu știu, editorilor, că oricine are nevoie de o literatură de bună calitate. Literatura
Să știți, domnule Crăciun, dumneavoastră, sigur mă auziți bine, din păcate noi nu vă auzim foarte, foarte clar. E un lucru extrem de trist, pentru că vreau chiar să aud părerea noastră ca un, și rog pe colegi pe această ocazie să refacem legătura telefonic, fără imagine, fără Zoom, să-l auzim măcar pe domnul Crăciun, pentru că este un scriitor extrem de important, membru al Uniunii Scriitorilor din România, se preocupă de acest domeniu de foarte mult timp, are o expertiză extrem de mare în această zonă de comunicare. Mai mult decât atât, are foarte multe astfel de cărți scrise. Ori copiii pot să se îndrepte spre acest lucru și părinții. Dacă colegii îmi spun că suntem pregătiți să-i pun întrebarea, nu suntem pregătiți. În continuare o să vă mai adresez tot un fragment din George Călinescu pentru a dezvolta subiectul nostru, și anume copilul se naște, spune George Călinescu din nou, se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Deci copilul va căuta tot timpul un mod de a supraviețui. Ori o carte extrem de bună îl va duce într-un univers sau își va construi un univers care îi va fi favorabil. Tocmai de aceea importanța pe care părinții trebuie să o dea cititului și mai cu seamă, trebuie să o dea alegerii unor cărți pentru copii, trebuie să fie una care ține de o forță, și prin această forță mentală, spirituală a părintelui putem să dezvoltăm până la urmă copilul de mâine cu un fundament și cu un fond bun. Aici era întrebarea și cu siguranță foarte repede o să ajungem la domnul Crăciun să ne spună în cele 10 minute rămase. Sigur, nu vreau să vorbesc eu foarte mult, invitatul meu trebuie să o facă. Petre Crăciun, scriitor, care vă spuneam, are expertiza și experiența acestor cărți. Continuând ce spunea George Călinescu, este următorul lucru. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii și tineri trebuie să intereseze și pe oamenii maturi și instruiți. Deci cititorii vor fi nu doar copii ai literaturii pentru copii. Da, îl avem pe domnul Petre Crăciun. Sunteți? Ne auziți? Ne auzim? Colegii, suntem cu domnul Petre Crăciun. Tehnica care ne dă mari probleme, dar pentru că am discutat în primul subiect despre stres, doamnelor și domnilor, nu vom fi stresați deloc. Vom aplica tehnicile propuse de domnul Zoltan Vereș, specialist în dezvoltarea inteligenței emoționale, și vom depăși aceste probleme. Sigur, încercăm să-l avem pe domnul Petre Crăciun, scriitor, și continui cu George Călinescu, care spunea, de asemenea, că a ieșit din lecturi cu stima sporită pentru om, acesta este secretul marilor literaturi pentru tineret. Lucruri extrem de profunde, scrise de un om extrem de important, George Călinescu, și poate ajungem într-un final și la domnul Petre Crăciun pentru a afla mai multe despre acest concept de literatură pentru copii. Câți suntem, domnule Crăciun, ne auzim, ne auziți? Eu vă aud, eu v-am auzit. Doamne ajută, am depășit momentul de stres, vă auzim, e perfect, vă și mergem vedem. Înainte. Haideți să vă las pe dumneavoastră, mai avem foarte puțin, 6 minute, nu mai vreau să vorbesc nimic. Bine. Vă rog. Spuneam că mă bucur că ați plecat de la citatul lui George Călinescu în legătură cu poveștile și basmele, pentru că ele interesează atât pe copiii de vârstă mai mică, cât și pe adulți. Avem foarte mare nevoie de povești, după cum avem nevoie de literatură pentru copii. Literatura pentru copii, spunea cineva, că este tot o literatură, dar o literatură mai bine scrisă. Ea are mai multe obligații, ca să zic așa, pentru că copilul are nevoia de a învăța din ceea ce citește, din literatură. Deci cărțile pentru copii trebuie să fie cărți, și aici ajungem la o problemă extrem de importantă, și anume ce anume edităm, ce anume le oferim copiilor, ce anume scriem noi, cei care scriem literatură pentru copii în România, ce traducem din ceea ce se publică în afară, și mai ales, și aici mă refer la părinți sau la educatori, ce anume selectăm pentru a le oferi copiilor. Pentru că oferta de carte este extrem de generoasă și la un moment dat, printre cărțile care trec un filtru valoric, pot fi și cărți care nu au niciun fel de valoare literară, ba dimpotrivă, sunt și cărți, eu le-aș putea numi chiar toxice, prin sfaturile pe care le oferă copiilor. Deci care vreau să zic că literatura pentru copii în România, ca peste tot, este o literatură importantă. Ea nu este un gen marginal. Nu se compară, cum au încercat unii să spună, cu literatura polițistă sau cu literatura de spiona sau cu, nu știu, mă rog, ce altfel de genuri.
Este extrem de importantă, spuneam, datorită faptului că se adresează unui segment extraordinar de important, și anume copiii, care au nevoie de, spuneam, de literatură bine scrisă. Cum știm să alegem, domnule Petre Crăciun, scriitorul propice, cel mai potrivit pentru copilul nostru și să nu cădem într-o situație în care alegem prost și copilul se va forma greșit prin acest concept, am spus, discutat și e destul de contestat al literaturii pentru copii. Contestat de unii pentru că spune că se depășește teritoriul ei, această literatură de, pentru copii, depășește teritoriul literaturii clasice. Eu aș începe prin a spune ce nu trebuie să facem. În primul rând, nu trebuie să ne ghidăm după elementele de marketing, adică nu trebuie să alegem un scriitor sau o carte după, eu știu, după lucruri cum ar fi, de exemplu, numărul de cărți vândute sau, eu știu, prezența în, nu știu, mass media sau pe social media și așa mai departe. Nici măcar după, deși este foarte importantă în ceea ce privesc cărțile pentru copii, după ilustrațiile pe care le au, care sunt extrem de importante. Eu aș spune că trebuie să introducem acel filtru valoric, trebuie să lecturăm cartea, să ne informăm noi părinții despre autor, despre carte. Ar trebui eventual să citim înainte, să vedem care este mesajul cărții, ce anume găsește un copil în cărțile pe care îi le oferim. Zilele astea este un mare scandal, un foarte mare scandal cu o carte și, mă rog, o autoare care a fost tradusă la o editură din România, care a publicat o carte, nu aș să-i dau numele, și anume cum să-l păcălim pe profesor că învățăm sau cum să-i păcălim pe șef că muncim și așa mai departe. Sunt cărți care dau niște sfaturi, eu le-aș numi chiar toxice, din care copilul nu are ce învăța. Nu vreau să citesc, nu vreau să fac reclamă, de spuneam că pe piață sunt tot felul de cărți. Trebuie să le parcurgem înainte, să ne informăm și să le oferim copiilor. Foarte cărți. Corect ce ne propuneți și în timpul rămas, domnule Crăciun, pentru că... Cărți scrise foarte bine în limba română. Deci copilul trebuie să învețe limba română din cărțile pe care le citește. Altfel, de unde? Păi asta, deci, vreau să vă dau posibilitatea, pentru că promovez cultura, da, și implicit pe dumneavoastră, Petre Crăciun, scriitorul, e rândul dumneavoastră astăzi, să vă prezentați câteva dintre cărți și poate în 30 de secunde să citiți ceva dintr-o carte care, sigur, creează un soi de emoție și ar trebui să creeze un soi de emoție, dacă e timpul posibil. Și vă mulțumesc frumos! Haideți să vă arăt o carte. Este una dintre cele mai recente, se numește 100 de basme și povești. Sunt chiar 100 de basme și povești pe care le-am scris vreme de 30 de ani. Sunt scrise după rigorile zilelor noastre. Am înlăturat, elemente de violență, tot ceea ce se critica la poveștile germane sau la poveștile mai vechi. Așa, am să vă dau câteva, de exemplu, Ziua de ieri, Ziua de azi, Ziua de mâine, Țara gândurilor bune. Sunt 100, mi-este și foarte greu la ora actuală să aleg. Copilul globulez de aur, Țara adevărului și Împăratul minciună. Sunt povești și basme din care, cu o morală, evident, ca orice poveste, din care copilul poate și trebuie să învețe. O altă carte pe care o am aici pe masă ar fi Roboței, povești moderne. Este tot așa una dintre cele mai recente cărți. Eu am peste 20-25 de cărți, îmi este greu acum să mă opresc la una, dar vreau să vă mai arăt ceva apropo de literatură pentru copii. O antologie, și anume antologia concursului Tinere Condeie, este un concurs făcut de Ministerul Educației pe care eu îl coordonez și aici sunt creații chiar ale copiilor. Deci noi nu avem numai scriitori adulți care scriu, avem și copii. Aici sunt copii de la clasa a 7-a până la clasa a 12-a, sunt și copii din Cluj, care vor participa în acest an la o tabără de creație la Călimănești. Deci eu cred că viitorul este pe mâini bune. Avem și scriitori de valoare, avem și copii care scriu și unii dintre ei sper să îndrepte și către literatura pentru copii. Avem de unde alege. Avem un număr de 7, 8, 9, 10 scriitori în România la ora actuală care scriu foarte bine. Eu le recomand, deci recomand cărțile tuturor, numai că îi rog pe părinți și pe educatori să citească, să se informeze și să nu cumpere după criterii
cum ar fi, de exemplu, o carte care s-a vândut și care este foarte... Nu asta contează. Mulțumesc frumos, domnule Petre Crăciun, pentru toate cuvintele. Îmi pare rău de timpul pe care, care n-a fost de partea noastră atunci cu problemele tehnice, dar în esență am prins concluzia și ați punctat foarte bine. Avem viitor în literatura pentru copii. Am avut un scriitor cunoscut, renumit, care v-a spus, doamnelor și domnilor, ce să alegeți pentru copiii dumneavoastră și bine că copiii citesc și mai ales creează. Mulțumesc domnului Petre Crăciun, scriitor, literatură pentru copii. Doamne și domnilor, ne revedem mâine. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune.